Undeva în anii 50, o jurnalistă evreică, Hannah Arendt, vorbea despre banalitatea răului. E o construcție gramaticală poate ușor curioasă. Să ai în același frază atât banalitate cât și rău. Cu nu foarte mulți ani înainte de acest mesaj al doamnei Arendt, Mihai Antonescu, pe atunci viceprim-ministru al României, spunea în deschiderea unei ședințe a Consiliului de Ministri că este indiferent dacă va intra, dacă vom intra în istorie ca barbari. Și făcând legătura între cele două fraze, mi-am dat seama care era semnificația acelei banalități. Indiferența față de rezultatul istoriei. Și dacă se vorbește adeseori despre suferință, dacă oamenii se concentrează extrem de mult pe cifre, pe numere, pe ceea ce s-a întâmplat, cred că mult prea puțin ne concentrăm pe cei care au suferit cu adevărat, pe cine au fost toți acei oameni care au fost uciși în timpul anihilării poporului armean a numeroase comunități armene. M-am întrebat adeseori, m-am întrebat și acum cât îl ascultam pe Varujan, cine au fost cu adevărat acei oameni? Ce au fi putut face ei pentru omenire? Am crescut văzând filmele unui armean. Este vorba de Serghei Parajanov. Este regizorul care mi-a marcat cariera și traseul ulterior. Îl menționez, îi menționez numele pentru că mi-aș dori mai mult decât orice, în cazul acestei tragedii a istoriei și a umanității, să aud numele celor care au murit. Pentru aceia dintre dumneavoastră care au avut ocazia să viziteze Memorialul Martirilor Yad Vashem de la Ierusalim, există o sală în care sunt redate aproape integral numele celor care au fost uciși în perioada Holocaustului. Și în fiecare an, în ziua de comemorare a victimelor Holocaustului, aceste nume sunt rostite. Evident, acest mesaj curge și curge permanent acolo ca o aducere aminte, în primul rând, a victimelor. A victimelor poate chiar mai mult decât a agresorilor. O veche tradiție evrească vorbește despre nume, despre datoria pe care un evreu o are de a-și transmite numele mai departe. Tradiția nu este gândită doar pentru perpetuarea numelui în sine, ci este gândită ca o tradiție a păstrării memoriei omului, a celui care a fost și a ceea ce a însemnat. Și mi-aș dori ca într-o zi, poate chiar la București, oriunde de altfel, să văd un astfel de memorial dedicat oamenilor care au pierit în această tragedie a istoriei. O tragedie care este mult prea puțin cunoscută, care adeseori este discutată în termeni politici și ai relațiilor internaționale din lumea de astăzi și cu mult prea puțin accent, repet, pe oamenii de atunci. Și cred că gestul de astăzi al Parlamentului României trebuie să fie în primul rând acesta, de a pune accent pe sufletul acelor oameni care trăiește astăzi datorită și acestor gesturi, datorită unor texte, datorită unor mesaje. Și felul în care contribuția culturii armene, felul în care contribuția vieții armenești este percepută, se datorează și lor. Și datorită suferinței lor,
datorită acestei amprente pe care nu o pot șterge. Vorbesc de această amprentă pentru că o cunosc, din păcate, mult prea bine și mă bucură acest gest de normalitate pe care îl facem astăzi. Dar ajungem inevitabil și la momentul când cuvintele își pierd sensul. Sau, mai bine zis, nu mai au putere. Cuvintele sunt insuficiente dacă nu sunt continuate de fapte. Rămân doar un fragment mic pe o bucată de hârtie. Și datoria morală, datoria față de istorie, de a-i ține minte, nu trebuie să se oprească astăzi aici. Vă mulțumesc!